ne reprezintă sau reprezintă este mult munca noastră și ceea ce însemna societatea la un moment dat, să poartă și semnătura arhitecturii. Prima oară ne-am gândit că ar fi interesant și ar fi necesar ca clădirile pe care le considerăm repere să poartă numele și semnătura arhitecturii pe care le-a realizat. Prima oară așa să dezvălim o plăcuță care în timp va fi fixată pe pereții clădirii, care vom face același lucru și la Continental în data de 10, cu ocazia unui alt eveniment, și am să-l invit pe domnul Gutman, pe domnul Mitre și pe istoricul Lătre Varga să dezvălim acest lucru plăcut. Ea poartă numele, domnul Mitre. Nu doar pentru